Salut prieteni, bine ați venit la un nou draft Trebuie să-mi au o de data trecută Când s-au întâmplat niște nefăcute acolo Dacă ați văzut draft, știți, altfel nu dau spoiler O să încercăm să facem din nou o echipă mare, e lejer în momentul de față, sunt niște drafturi apoteotice, drafturile de decembrie sunt absolut forță. Dacă vrei să cumperi coin la EFC24, intră pe fifacoin.com folosind linkul de pe primul rând din descriere și folosește codul TO pentru 5% reducere. Site-ul acum beneficiază și de super oferte de boosting la toate modurile de pe Ultimate Team. Haide pe ei să facem draftul ăsta like acolo dacă vă place această serie Unde vin mari jucători ai momentului din EFC 24 și cu 15.000 Intrăm din nou și vreau un bun sistem bun 4-1-2-1-2 e bun rău de tot și 4-2-2-2 e tare O să mergem în cu Nu sunt confortabil în acest sistem, ar trebui să facem o echipă de top Mbappé și Henry care? Asta e vara întrebare. Terry parcă e mai special, e mai rar. Pe Mbappe deja l-am mai văzut. Și are oferă și mult mai mult timp Poate Mbappe va veni cu una dintre variantele lui speciale Cu adevărat altceva acolo O să-l alegem și pe Ings O legendă de Premier League Ings atacant mare Acolo în față la fel Îl prindem pe Madison Dacă facem Ari și cu slăbanii de Premier League Nu e de bine Pedri și cu Little. Uite-o pe Little care nu are deloc chem. Pedri e cu engine. Și un jucător cu foarte multă tehnică. Hai cu hai. Nu-l ratăm pe Pedri Centurions. Omul de la Barcelona. Eriksen. Uite, un jucător special mai este și Alexia Puteas. Tot de la Barça, tot Spania. Are două puncte deja. Eriksen e radioactive. Dar nu are cine știe ce card o să luăm pe Puteas, sigur. Puteas poate juca doar CMS sau left winger. Oricum, cu Pedri... Ia uite, este variata feminină de la Barcelona a lui Pedri. Palinia în spate, cu bicepsul, are bruzărul, fundaș dreapta în echipă, e bronz? Ia uite că îi dă bine de tot lui Puteas. Și nu avem cine știe ce al fundaș și mai este și această jucătoare care chiar ar putea să și bine. Are ceva viteză, are awareness. Ok, o luăm pe una. Una chiar poate rămâne. Depinde ce defensivă. Primim că în general e un dezastru. Catena. Gată, dacă, dacă ne ia cu inima, la avem pe catena Glume, like, mă Hai că luăm pe Webster Se potrivește la chem, dar echipa asta e varză Dă-ne, jucători adevărați Jul cu unde cu catalist Bine Și mai uh, militau cu Shadow, dar n-are chem Tomori nici el Cunde e ok uh, Unde e un fundaș pe care ne putem baza lejer Iar uh, stânga, tot un spaniol, n-are chem Creswell, ceva mai bine da, dezastru, sunt numai jucător gold oarecare În poartă Pickford, regele Gazzaniga uh, Gazaniga e soluție Dar nu cine știe ce Ok, pic for pătar Echipă full gold și cu arii Ce sunt ăștia? Cu ăștia ne luăm pe cocoașe De aici vor veni numai bestii Dacă nu vin bestii E o mare problemă Cancelo Ok L-avem și pe joc Cancelo Avem un cunde Echipa Barcelona, e drag Barcelona Și Ari e tot Barcelona, e Eusebio însă Nu e Barcelona, e Benfica și e bestial Este marele Eusebio în față E cu adevărat altfel de jucător Eusebio Ari, Ok, Pedri Puteas, Puteas poate juca și mijlocaș central ofensiv Rud Hulit e în echipă, Centurions V-am zis că va ploua cu jucători Joacă și Cam Deci îl putem pune acolo Nu știu unde să-l utilizăm L-aș vedea CM și cu puterea sunt spatele vârfului, 5 cu 5 stele. În spatele celor două atacanți, de fapt. Rude, Eusebio și Henry. Trio de legende. Iar aici luăm pe Tyson, nu prea contează. Mai vin sigur jucători că sunt prea puțini. Davis, Klaus și Muniain. Davis ăsta, Thunderstruck. Pare magic. Klaus e și el foarte interesant, dar îl luăm pe Davis. Ne trebuie un fundaș în plus Lukaku, Cantona, Messi din nou Și lui Sfigo Ia uite ce avem aici Deci putem să luăm pe Messi cu hoc, Mamă cum e Messi Și are și chem. Ok, Messi revine să-și are Mancia. Și am putea să luăm și pe Figo Legendă de Barcelona Dar hai că îl luăm pe Messi E momentul lui Messi să arate că E ce trebuie Hulit are și sât, nu? Are și sât, are și CM e, Asta e altceva Pedri N-are decât CM A, Asta e nasol Dacă scoatem pe Pedri Ok, nu pierdem așa mult Cu Hulit Eu uite ce echipă Suntem totul pe carte atacului Iar ne trebuie niște fundași mai buni Și un CDM mi-aș dori Merino Merino e peste palinia, cred Dar nu merge chiar așa de bine Hai cu Nikon în spate Trebuie să avem ceva de genul avem pe această jucătoare și Coclan Are pace-ul Ultima șansă de ce de acolo Un CB este nevoie de unul maxim Consa Consa nu e cel mai bun CB E peste ce aveam Dar mi-aș fi dorit poate mai mult Apărarea e una rezonabilă Frimpong, mamă, Carceaui, Wea Ce alegem aici? Frimpong, mamă cum e Carceaui Dar n-are chem Messi are full, e tare de tot. Carceau stânga, Cancelo dreapta, Frimpong e foarte util, probabil. Frimpong are maxim de pace, nici nu știu. Carceau e o sea cu Franța, să ia cu Aikani. Hai să luăm pe Carceau. Nu știu dacă am făcut bine, dar pierde puteaz dacă scoatem acolo jucătoarea. Carceau era două puncte, e mult superioară. Și sper că am ales bine așa. Nu știu, erau variante, frimpong era foarte bun Și mai vine Fofana, Fofana a pus acolo Duce în full pe carceauii, Dar nu e cine știe ce jucător? E unul, l-aș vedea pe Cancelo ce de data asta și cred că așa va fi Cu Davis fundaj lateral Va fi el fundaj lateral pe dreapta Și pe stânga o ține pe Carceaui Și trece Cancelo la mijloc, Pedri rămâne rezervă și avem și o rezervă de atac E cu un Aici un portar de top Ar fi incredibil 85-84 Castels Da, niciun portar chiar de pus acolo Luăm antrenor acestei echipe Barcelona all time Eu, uite Alvaro Paceco Nuno 1 Nu no, ne-ar fi trebuit un spaniol Cred Pentru că nu avem un spaniol pentru Puteas Și n-am primit am primit numai portughezi o să luăm pe Paceco ăsta care e Basca, e zeu. Ar putea și putea și în două puncte ca să nu mai facem modificare. Contează mult și la și Cancelo. Putea să se piardă ceva însă la viteză și e destul de important și asta. Hai să o ținem pe putea să în full. Și asta e. Intră Davis și Carceavi. Trece Cancelo CDM. Să sperăm că o să fie destul de bun echipa. Așa avem, avem jucători ca lumea. Primul meci îl prindem pe Leno, adversar Varan, iau te Benzema, Ginola, Neymar, Thunderstruck Are atacul de Arabia Saudită Cu jucători fenomenali Mari, a încercat cu Messi Eusebio, e un culoar pentru el, e gol, normal Și la colțul scurt, Eusebio n-a avut teamă Ari, Eusebio Ia să vedem Întoarcerea E un bărbat of spin care nu ne-a dus nicăieri Dar nu-i nimic pentru că joau e acum la mijloc Ari, preluarea, trebuia să fie mai bună de atât Însă și Varane a mai fost Davis recuperând Pasele curg minunat Alexia Putea a acolo Încă un gol în casa de Leno Două în 8 minute a marcat și uh, putea Messi al uh, echipei de fete de la Barcelona. Iar acum uh, căută chiar golul de 3 la 0, Ruth Hulid. Hai cu călcâiul, bine, Eusebiu aici, nicio șansă, 3 la 0 și 9 minute, câștigăm primul meci, vrem să defilăm, hai să-i batem pe băieți. Toată lumea și-a pus stema cu fulgul, ne vând de sărbători, are o la hiero, e cam slab. În atac stă bine, dar cei pe dreapta acolo e jale, da lot, însă bănuiesc că mai schimbă din ei. Bine, Messi aici, cercăm pasa pentru el, dar uh, era prea departe de minge și Valverde era acolo. Ce minge își ridică Hulit aici. Chiero credeam că pleacă de lângă Mesi Ari. Messi în centru, dar uh, nu-l putem găsi și Hierro bagă piciorul acolo ca lumea. Car ce recuperând? Puteias, Eusebi, Ataca și el, ataca într-una. Ari, Hiltu, Hiltu, trage Ari. 1-0. Mamă, cum merge echipa în acest 4 1 -2 1 2 și cu atâtea legende, atâția jucători bustați, ne merg atacurile forță. Valverde. A trecut, vedem, dar n-avea cum din unghiul ăla. E pic port acolo. Portarul Angliei. Până la urmă, un portar care ar trebui să scoată tot felul de șuturi. Power shot. Blocăm din nou. Eu prim mereu. Iar acum, teria pleacă Puteați pentru el. Hai, Titi! Du-te! Teriari gata de 2 la 0 Ari trece de portar Are o la N-a avut nicio treabă la faza asta Și un al doilea gol Lejer pe care îl dă Teri Pleacă direct cu Salah Ia uite-l uh -uh, La revedere la culcare egipteanule Putea spică. O să nu fault acolo Dacă am bate repede mabă Dar nu avem timp Așa, trebuie să trecem la construcție. E Messi acolo în partea stângă. Messi cu exteriorul, magie! Ce șut! Lionel Messi dă cel mai tare gol de astăzi. Mamă, cum s-a dus mingea asta? Eram sigur că-i trăpart. E prea bun cardul ăsta radioactiv. Legendarul Messi făcând show cum trebuia. E momentul revașei. Eusebio. Ari primește. Ari! O oh, ce ar fi fost! Voi să ridic mingea aia, dar eram prea aproape de portar cu Eusebio. Messi. Bine, Messi, ce bine pleacă. N-aș face player locul, hai să mergem cu Messi până la capăt. Ce exterioare are. Doamne, a dat două goluri de cel mai mare efect. Uite cum s-a dus asta, ce efect a luat Roberto Carlos direct. Două victorii la scor. Hai cu meciul 3. Primele două au fost ușoare, să vedem al treilea meci ce are pentru noi. Mendy în poartă cu libalii. apoi vin legendele. Mamă, 4 2 3 1. foarte bazat. E primul meci cu adevărat de care pe care. Hai să vedem ce știe. Bine, a pasat prea mult. A crezut că are timp. Dar noi atacăm direct. Nu încercasem pentru Thierry Henry, era bine să treacă, Cancelo aici, Messi la... Eusebio direct, ce pas a dat Lionel Messi! Mamă, Messi Radioactive e deja unul dintre favoriții mei din FC24. Este prea tare, un playmaker total. Chiar au vrut să fac un Messi care să fie la cel mai înalt nivel în momentul de față. Concentrare spre Hulit, e Pickford aici, foarte solid Pickford, Putem încerca contraatacul. Messi, putea, Rud, Hullit, toată lumea aici în față. Rud, iată, e liber în centru, vine om pe el. Am vrut cu călcâiul. Da, un artificiu. Messi, tot pentru Eusebi. Încă un asist oare. Eusebi trece, trage cu stângul, năprasnic, doamne. 2 la 0. Ce a făcut Eusebio? L-a întors pe toate părțile pe fundaj. Însă din nou e Messi cu asistul Un super asist Davis s-a recuperat și a, pleca, a plecat ca din tun Tandăr stracu Hai, -mă. Nu e a fața lui David Alaba Era mult mai bine plasat Alaba Un mic lag aici, dar rezistăm Eusebio șutează perfect Gol după gol hetric în 18 minute Părea că va fi mult mai greu Aparent nu este Poate avem echipa perfectă dar asta vom afla probabil în finala dacă nu întoarce cumva oponentul meciul. Messi, uite-l, uite, -l. uite -l ce control. Greu de dat la o parte, până la urmă a reușit Cancelo doar pentru un moment. E Cancelo al nostru. Putea să n-are timp să driblezi. Ari, bine Terry, trage Ari, doamne cu a scos Mendy. Un reflex ca în vremurile bune pentru Mendy. Centrarea la Hulit care însă nu cadrează mingea pe parte. Aproape că făceam 4-0. Cred că e o chestiune de timp până vine golul 4. Mamă, Messi primește. Reduce din handicap. 3 la 1. Ar avea cu cine să dea ceva goluri. Deci noi rămânem alerți și trebuie să mai dăm. Uite că s-a împiedicat Hulit de lui. I-a pus piedică. Ari, Messi. Stopul lui Messi e pe exterior. Doamne, ce cu exterioarele astea? De cele mai tare exterioare din joc. Deja al trei la exterior care e de neoprit. Trei din trei au intrat în poartă în acest draft. O, oh, ce călcui? Ari. S-a dus Ari. A întors Ari bine. Messi, o braziliană, Messi pe piciorul drept, 5 la 1, incredibil Lionel Messi în meciul 3. Rezolvă meciul, are atâtea contribuții în meciul ăsta, e ireal, e peste tot, exact unde trebuie și pe dribbling, este magic. Pușcaș, Pușcaș, ce fines, Ferenc Pușcaș, 93, are... Thunderstruck-ul e un atac în mare, mare de tot. Oh, Messi. Mamă ce ne-a întors. 5 la 3. Eusebio. Exterior. Bară. Nu. Trebuia să dea și portughezul. A ratat aici, pleacă pe contraatac, dar o scapă, măcar nu ne-am luat gol pe contraatac. Messi. Ia uite ce dribling are, Messi, doamne cum e, i-a luat la rând. Ca Messi în vremurile lui de la Barcelona. Un dribling genial în care eu, 6-3, nu se dă dăbătut. face schimbări ofensive. Intrare bună, mă gol Eusebio, 6 la 4. Foarte frumos meciul. E un meci super animat, 10 goluri în uh, cadrul acestui meci. A fost, asta a fost o centrare bună. Știe ce face pe acolo. Eusebiu. Bomba lui Eusebiu! Ce gol! Mamă! Super shoot de la distanță! Un euro gol! Ce power shot reușește! Au fost uh, mulți metri Ia uite, are power shot plus, nu știam asta, cum mi-am dat seama, de la 32 de metri, cum a picat în poartă. na! Mamă, ce spectacol am făcut de data asta. Eusebio, trecând bine, bară! Puteam da și mai multe, dar am mai ratat pe aici, pe colo din ocazii. 7-4, în orice caz, am avut parte de destule goluri în acest meci. Cancelo cu un fake acolo, nu mai e timare, un minut. O să mai atacăm noi? Nu, no. asta a fost... Oare? Doamne, ce se întâmplă? Nu se mai înțelege nimic. Mai avem un atac. Ole, un exterior Messi mai vreau. Hai că e în loc de acolo. Ba, nu trage altfel, doamne, ce se întâmplă? Pică toate în poartă. Băi, ce guluri am văzut de data asta, e real. Hardcore, mamă. Chiar că de finală, oare putem face patru victorii la ce jucăm astăzi. Apărare bună, Hulit acolo, pop, portar în BAPE. Practic toți greii de care nu prea vrei să dai sunt la această echipă. Eusebio! Bine, mă, finesul pe verde! Ce bun e Eusebio! Unul dintre jucătorii mei favoriți sunt în echipa asta și s-a văzut că am făcut treabă bună cu ei. Mai ales avem fundaj lateral rapis, foarte buni. E de bine, hai să continuăm tot așa. Aruncăm bine aici. Marie, iar o lasă să treacă de data asta bine. Hulit. Perfect, Hulit. Messi! Ah, am dat trebuie trebuia șut în forță. O scoate Pop pentru că a fost la seminălțime. Messi, acolo marginea careului. Preluarea e cam largă. Alexia. Hai putea. Penalti, mă, da, se cerat-o Van Dijk. N-a avut milă Van Dijk și bate... Eusebi acest penalti, e în stânga, haide că e bine, a stat pe centru. 2 la 0 penaltiu n-a fost bătut chiar la vinclu, cam central, însă nu s-a aruncat. A crezut că dau pe zona central. O, oh, da. Haide! A, oh, -o, unde o dai? Nehalitule. Și aute Pickford scoate. În loc de 3-0 putea fi 2-1, încă ar putea fi. Trebuie să ne apărăm bine la această fază. Haide, mă. Hai mă, ce se întâmplă, mă? De ce sunt teleghidați spre a marca potriva noastră? Eusebio! Hai, Henry. Asta e, mă, voleu perfect! Nu avea voie să dea altfel, Ari. Trebuia să înscrie. Era obligat la golul de 3 la 1. Și sunt spații mult mai mari în acest moment. Messi spre Puteas! Puteas! 4 la 1! E draftul nostru, 4 din 4! Altceva! Astăzi pot să zic că am avut parte de fotbal șampanie, am fost în formă, câștigăm toate meciurile, defilăm, am marcat o tonă de goluri, like acolo pentru ce s-a întâmplat aici. Și dacă ieșim și pe profit, o să fie altceva. Dorer, gol pe primim gol mai avem niște pachete aici și le deschidem nouă pachete e pe copa de final. Hai să vedem ce se întâmplă. Ce e în fica. Nu mă interesează, vreau jucătorii grei. Otamendi. Hai că-i păstrăm pe băieți. Mai sunt uh, primul gol player. Pe... Avem pe aici câte ceva. Portugalia. Ok, este Jo Felix. Omul cu golul versus Atletico Madrid. L-au rupt aia de la Atletico. E Ciolo supărat foc. A dat 120 de milioane pe tot bugetul. Și a fost cea mai mare țeapă din cariera lui Simeone. Rergolpe, pe hai că de la draft. Franța, Fundaș central E Beni Pavar Pavar care are 83 Nu e vreo bestie Din nefericire și din nou Jo Felix măcar avea vreun car special Să pici ăla Hai să completăm premiul ăsta de draft Chiar nimic, nimic Tot Franța Gata, suntem mijlocași central Da E vorba de Gheioro O, oh, e workout, bine Ok, Gheioro e workout 86. E 14500, deci cumva am ieșit bine, o să o păstrăm pentru SBC-uri. Iată că s-a ieșit și pe profite, de data asta. Minunat. Am făcut niște coins. Mai suntem câteva pachete pe care le avem aici. Brazilia. Da, e Firmino. Dar nu ne dă nimic notabil. Măcar am primit un card de 86. Dăm cu Excel tuturor. Bun și niște coins acolo. avem ceva. 80 plus cu 2. Dar sunt mai slăbuți aceste pachete Draptul ăsta a fost ce trebuie Am avut parte de goluri spectaculoase Cam vremurile bune a fost Îmi place mult că ne-a ieșit chiar așa jocul O să mă opresc aici de data asta Sper eu că v-a plăcut, nu uitați de la acolo acolo Dacă da, cam atât Pa, pa!